Sâmbierba, la ședința de ședință. Dacă dați ideea din Pedro, aici e domnul Iubiești, din Pedro, domnul, dar uite. Da. Cât mai decis, așa, cât mai decis. Trece la ordinea de zi, gata. Primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli trimestrul 1 pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul, așa, fără TVA, de la diminuarea tarifului de la 1414,47 lei tonă fără TVA la 994,6 lei tonă fără TVA. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită poporului 15/2003 a suprafeții de până la 500 metri pătrat pe teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru trei beneficiari. Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor în care se acordă către SCRCS RDS SA dreptul de acces pe domeniul privat al Comunului Bucureni în vederea instalării de infrastructură de comunicații electronice. Ordinea de zi a fost comentată cu următoarele două puncte. Proiect de hotărâre prin desemnarea unui membru în cadrul Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale în Bucureni pentru anul 2021-2022 și proiect de hotărâre privind aprobarea devizului generalului integrat și a cererii de finanțare pentru investiția în finanțarea sistemului public de distribuție a gazelor naturale în comunele Ungureni, Palincea și Mirpeni, județul Bacău, componente ale ADI Ungureni, Boș Bacău, județul Bacău, investiții derulate prin intermediul ADI Ungureni, Boș Bacău, prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, aprobat de OMG, numărul 95/2021. Asta e ordinea de zi. Până la vot. Cine este pentru? În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Dăm ghirii primului proiect. Doamna contabilă, ministru Emanuel. Bună ziua! Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Având în vedere legea bugetului de stat pe anul 2022, în conformitate cu prevederile articolului 129 alineatul 1, alineatul 2, litera B, coroborat cu alineatul 4, litera A, se propune finanțarea sumei de 2000 de lei în cadrul capitolului 51.0103 Autorități Executive de la titlul 20.01.30 la titlul 20.06.01. Trecerea cheltuielor din trimestrul 3 în trimestrul 2 la capitolul 67.03.07 Cămine Culturare. Virarea sumei de 10.000 de lei din cadrul capitolului 67.03.07 Cămine Culturale de la titlul 71.01.01 Construcții, Investiția, Modernizare, Renovare, Cămin Cultural, Bibirești, la titlul 71.01.01 Construcții, pentru Investiția, Modernizare, Renovare, Cămin Bifore. Virarea sumei de 20.000 de lei din cadrul capitolului 67.50 de la titlul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, la titlul 59.12. Virarea sumei de 10.000 de lei din cadrul capitolului 70.50 Alte servicii în domeniul locuinților, serviciilor și dezvoltării comunale, de la titlul 20.01.30 la titlul 20.01.06. Virarea sumei de 10.000 de lei din cadrul capitolului 70.50 de la titlul 71.01.30 de la investiția plăți proiecte PUS și PUC la titlul 710101 Construcții pentru investiția, consolidare seismică și renovare termică, centru multifuncțional Bihoreni.
Utilizarea excedent anii anterior în valoare de 10.000 de lei din cadrul capitolului 7050, alte servicii în domeniul locuințelor și serviciilor și dezvoltării comunale, de la titlul 710130, de la investiția înființare sistem public de canalizare, la titlul 710101 construcții, pentru investiția consolidare seismică și renovare termică, centru multifuncțional Viforen. Utilizarea excedentale anterioare, sumă de 20.000 de lei, din cadrul capitolului 7050, titlul 710130, alte active fixe, de la investiția înființare sistem public de canalizare, la investiția din cadrul capitolului 6550, alte cheltuieli în domeniul învățământului, titlul 710101, pentru investiția cu consolidare seismică și renovare termică, școală cu clasele 1-8, Botești. Se modifică astfel lista obiectivelor de investiții. Mulțumim! Mulțumim! Sau materialul. Dacă nu spunem la vot, ținem pentru. Unanimitate. Aprobat. Punctul numărul 2. Tot doamna Anistor Manuela. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție. Privind aprobarea contului de execuție al proiectului de venituri și cheltuieli, trimestrul 1 pentru anul 2022. Astfel, se propune la venituri proprii, în plan, pentru anul 2022 a fost suma de 199.550 și s-a realizat la sfârșitul trimestrului 1, adică 31 martie 2022, suma de 372.500,50, un procent de 1,87%. Cote defalcate din impozitul pe venit. În plan, 145.000, realizat 142.954,56. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. În plan, 155.500, realizat 150.201. Sume repartizate la dispoziția Consiliului Județean. În plan, 100.000, realizat 94.134. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. Un buget 364.000, realizat 336.450. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, 50.000 în buget, 8.000 realizat. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, în plan 507.000, realizat 407.000. Planuri și regulamente de urbanism, în plan 7.000, realizat 0. Subvenții de la bugetul statului pentru acordarea ajutorului de încălzire, în buget, pentru trimestrul 1, 542.000, realizat 533.272. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, în buget 800.000, realizat 794.579,47. Total cheltuieli pentru trimestrul 1, în plan 2.834.550, cheltuieli efectiv realizate 2.336.228,54, un procent de 82%. Cheltuieli de administrație, titlul 10, în plan 369.000, realizat 361.032. Bunuri și servicii, titlul 20, în buget 133.050, realizat 105.688,78. Deci, alte active fixe, în buget 15.000, cheltuieli realizate efectiv 0. Cheltuieli de personal, protecție civilă și protecție contra incendiilor. Titlul 10, cheltuieli cu salariile, la sfârșitul trimestrului 1, în buget 55.000, realizate efectiv cheltuieli 50.865. Bunuri și servicii, protecție civilă, titlul 20, 2.500 prevederi bugetare, realizări efective 0. Bunuri și servicii, învățământ primar și secundar inferior. 98.000 buget, 44.191,47 cheltuială. Stimulente pentru copiii cu CES 0, burse școlare 0, tichete de grădiniță în buget 18.750, cheltuieli efective 0, cheltuieli de investiții învățământ 47.000 în buget, cheltuieli efective 0, cheltuieli de investiții sănătate 62.000 și cheltuieli 0.
Cheltuieli de personal pentru asistenții personal pentru persoane cu handicap. 154.250 prevederi bugetare, plăți efectuate 128.872. Indemnizații persoane cu handicap. 111.000 prevederi bugetare, 90.604 cheltuieli efective. Ajutoare sociale în numerar, 544.000 prevederi bugetare, 512.952 cheltuieli efective. Cheltuieli de personal în domeniul asistenței sociale, 43.000 prevederi bugetare, 38.547 cheltuieli efective. Bunuri și servicii alimentare cu apă, 5.500 prevederi, 2.010,03 cheltuieli efectuate. Bunuri și servicii iluminat public, 90.000 prevederi bugetare, 84.855,03 cheltuieli efective. Cheltuieli de investiții iluminat public, 30.000 în buget, 0 cheltuieli. Bunuri și servicii în domeniul dezvoltării comunale, titlul 20, 45.000 prevederi bugetare, 14.086,47 cheltuieli efective. Cheltuieli de investiții în domeniul dezvoltării comunale, 887.000 prevederi bugetare, cheltuieli efective, 140.515,30. Titlul 74, colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, prevederi bugetare 60.000, cheltuieli efective 59.674,44. Bunuri și servicii titlul 20, prevederi 10.000, cheltuieli 7.040. Cheltuieli de investiții drumul 61.000, prevederi bugetare 0, cheltuieli efective. Vă mulțumesc! Da, discuții. Ne fiind, până la vot, cine este pentru? Am anunțat în aprobarea proiectului, trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitului taxelor locale pentru anul 2023. Doamna Dumbrava Alexandru. Bună ziua! Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. Indexarea impozitelor și taxelor locale este reglementată prin articolul 491 din legea 227/2015 privind codul fiscal, modificările și completările ulterioare. Articol 491.1. Citez, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual până la data de 30 aprilie de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Potrivit articolului 454 din legea 227/2015 actualizată, impozitele și taxele locale sunt următoare: impozitul pe clădiri și taxă pe clădiri, impozitul pe teren și taxă pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozit pe spectacole, taxe speciale și alte taxe locale. Nivelurile acestor taxe se ajustează și se actualizează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, potrivit articolului 494 alineatul 11 din legea 227/2015 actualizată, respectiv prin hotărârea Guvernului la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției, potrivit articolului 50 alineatul 1 din OUG numărul 80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificările și completările ulterioare. Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, rata inflației pentru anul 2021 este 5,1%. Astfel, pentru anul 2023, impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la articolul 493 alineatul 3 și 4 din legea 227/2015 actualizată, se indexează cu rata inflației de 5,1%. Excepție fac sumele prevăzute în tabelul prevăzut la articolul 470 alineatul 5 și 6 din legea 227/2015 actualizată. Acesta se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro, în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în directiva 1999/62/CE de aplicare la vehicule și de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile minime exprimate în euro prevăzute în această directivă de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.
În consecință, se propune stabilirea pentru anul 2023 a nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei, care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor din legea 227/2015 actualizată, prin indexarea nivelurilor din titlul nou al legii, actualizată cu rata inflației de 5,1%. Mulțumesc! Discuții? Până la vot, cine este pentru? Unanimitate. Vă dau să ce vor. Două abstenții. Împotrivă. Împotrivă. Cu două persoane. Vă scuzați. Deci, domnul Bibi și domnul Bibi. Ce? De-aia împărțat mai mult. Care sunt misurile fiertele? Nu comentăm. Păi nu există discuții, deci... Deci, la următorul punct, domnul Vici, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul... Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contactul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău numărul 180/2957 din 6-5-2015, diminuarea tarifului de la 1414,47 lei tona fără TVA la 994,86 lei tona fără TVA. Având în vedere prevederile Directivei Consiliului European numărul 1999/31/CE Consiliului European privind depozitarea deșeurilor transpusă în legislația națională prin hotărârea Guvernului numărul 349 din 2005 privind depozitarea deșeurilor, prevederile ghidului solicitantului, axa prioritară 2, post mediu, domeniul major de investiție, dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, prevederile legii serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51 din 2006, republicate cu modificările și completările ulterioare, prevederile legii privind serviciul de salubrizare a localităților numărul 101 din 2006, republicate cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile contractului de finanțare numărul 131/1826 din 11/4/2011, încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău. Având în vedere prevederile contractului de delegare prin concesionarea serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău numărul 180, din 5/6/2015, încheiat cu SECE Compania Rompres Service S.A., având în vedere adresa ADIS Bacău numărul 3344 din 29/12/2021, adresa Rompres numărul 850 din 203/2022, adresa Rompres numărul 738 din 4/3/2022, având în vedere totodată principiul menținerii echilibrului contractual prevăzut în articolul 25 din legea 101 din 2006 a Serviciului de Salubrizare a Localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare, văzând prevederile articolul 16, ordinul 109 din 2007, norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, cunoscând prevederile hotărârii AGADIS numărul 3 din 21/4/2021 privind aprobarea de principiu a colectării deșeurilor reciclabile în sistemul din poartă în poartă, ținând cont de prevederile OUG92 din 2021 privind regimul deșeurilor, văzând referatul de aprobare numărul 2471 din 13/4/2022 a primarului Comunei Ungureni, raportul compartimentelor de specialitate numărul 2479 din 13/4/2022, precum și raportul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ungureni, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Se aprobă diminuarea și aplicarea de către SECE Compania Rompres Service S.A. a următoarelor tarife de la data semnării actului adițional numărul 5 la contractul numărul 180
2957 din 6-5-2005, conform fișelor de fundamentale din anexa 1, care face parte din prezenta hotărâre. Deci se diminuează la 994,86 lei tona fără TVA. Se aprobă actul adițional numărul 5 la contact 180-2957 din 6-5-2005, conform anexei numărul 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Se acordă mandat președintelui Asociației Valentin Ivancea să semneze numele și pe seama asociațiilor actul adițional numărul 5 cu anexele aferente conform anexei numărul 2 la prezenta hotărârii. Se aprobă modificarea anexei numărul 5 la contractul 180/2957 din 6-5-2015 în sensul modificării sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile de la punctele fixe, sistemul de colectare din poartă în poartă conform anexei 3 la prezenta hotărârii. Se împuternicește domnul primar Biblie Vasile, având calitatea de reprezentant al Comunei Bureni, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Sanitare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolul 1, articolul 2 și articolul 3 din prezenta hotărâre, în adunarea generală a Asociației Adis Bacău. Da? Discuții? O întrebare, de când se diminuează și dacă se diminuează și la populație? Păi, deci, când o să se facă colectarea din poartă în poartă, mă refer la selectiv. Da. Aici se referă. Și atunci, normal că se diminuează, nu, prețul rămâne același de persoană, care s-a stabilit tot prin hotărârea Consiliului. Dar, în momentul când se va selecta, adică se va colecta selectiv, obligat că suma o să scadă. O să scadă și la persoane. Suma s-a votat din noi. Da. Și de când? De când v-ați primit? Când încep selectiv. Când încep să aducă pubele și... Da. Alte discuții? Până la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul următor, tot domnului, privind aprobarea atribuirii de folos pentru gratuit. Da, este vorba de trei persoane care au solicitat un teren pentru construirea unei locuințe. Ei se numesc Ariton Andreea, doi în Ungureni și unul la Botești. Ariton Andreea, Harapu Nicoleta Mihaela la Ungureni și Sandu Adrian Ilie la Botești. Discuții? Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor care se acordă pe CCE CSLDSSA dreptul de acces pe domeniul privat al Comunei Bureni în vederea instalării de infrastructură de comunicații electronice. Având în vedere referatul de aprobare a primarului Comunii Ungureni numărul 1435 din 2022 privind necesitatea și oportunitatea proiectului, raportul de specialitate numărul 1436 din 1-3-2022, raportul de avizare a Comisiei de Specialitate din cazul Consiliului Local Ungureni, cererea înregistrată sub numărul 1391 de data de 28.02.2022 ASCE-CSLDSSA, în temeiul prevederilor articolul 1166, articolul 1170, articolul 1176, articolul 1809, articolul 1810 din legea numărul 287 din 2009 privind codul civil republican, articolul 13, alinea 2, alinea 4 și alinea 6, articolul 13 prim, din nou G numărul 111 din 2001, privind comunicațiile electronice cu modificările și completările ulterioare, articolul 3, alinea 3, articolul 12, alinea 3, alinea 4, alinea 9, alinea 10, din legea numărul 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri
pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, modificările și completările ulterioare. Articolul 5, aliniatul 1, litera A, anexa numărul 1, capitolul 2, litera A, punct 9, litera C din legea numărul 273 privind finanțele publice locale, în baza prevederilor articolului 129, alinia 2, litera C, aliniat 6, litera A, articolul 139, aliniat 1, aliniat 3, litera G și articolul 196, aliniat 1, litera A, articolul 198, alinia 4 și alinia 2, din nou G, numărul 57, privind codul administrativ, propune aprobarea exercitării de către SCR, CSR, DSSA, dreptului de acces pentru folosința suprafeței de 225 metri pătrați, aflat în proprietatea privată a Comunei Ungureni, din satul Bibirești, la un preț de 1.000 de euro pe an, reprezentând contravaloarea dreptului de folosință asupra terenului, pe care se va amplasa un pilon de telecomunicații necesar extinderii și modernizării rețelei de telecomunicații RCS, RDS-SA. Articolul 2. Toate sumele prevăzute la articolul 1 se va face de către operatorul RCS, RDS-SA în lei, la contul deschis la Trezoreria Bacău, la cursul de schimb valutar euro-ron al BNR, valabil în luna aprilie 2022. La data efectuării plății, prețul va fi indexat în funcție de coeficientul de inflație. Articolul 3. Durata acordării dreptului de acces pentru folosința imobilului, identificat la articolul 1, se face pentru o perioadă de 15 ani, iar condițiile de exercitare a dreptului de acces vor fi stabilite prin contract. Se împuternicește primarul Comunei Ungureni să semneze contractul cadru de exercitare a dreptului de acces la infrastructură, conform modelului prevăzut la anexa 1, la prezenta hotărârii. Da. Este vorba de o antenă ca să se poată prinde semnal la telecom, la Digi. De la antenă se pleacă cu cablu sau tot cu antenă? Nu, nu. Tot așa. Se captează cu... Se captează cu... Dar deci unde se amplasează? Ce loc am așa? Lângă Flucea aia, de la Bibirești. Acolo la Bibirești? Da. Se prindă și Bibirești. Terenul acuie, Bibirești? Da. Sărbăria din aceștia, cum ar cei de Bibirești? Da, da, da. Bine, dacă găseam un teren la o persoană fizică în zona aia, că ei au niște coordonate, trebuie să acolo să prind, unii prind de semnal. Și, de exemplu, dacă era un teren proprietate, era mai simplu, nu mai trebuia hotărâri Consiliul, făcea contractul direct, cum mai pune una la Ungureni aici, chiar în grădină la Neplaș, pe aia. Cu cot de acord, îi dă 1.000 de euro pe ea. Dar și eu sunt de acord, dar tu ce s-a venit? Păi da, dar dacă nu aveți teren acolo, doamne, mă... Dar e cu adonată de domnul mai spune, Tofil, domnul Miri. Acum că se lansează toți sateliții ăștia care vor înconjura Pământul, deja în România și în Ucraina, anul ăsta este experimental și pentru televiziune și pentru internet, direct în satelit. Ce rost mai au aceste antene sau alte abonamente la Focusat sau la Rom Telecom sau mai știu care societate? Pur și simplu, nu înțeleg. Dacă tot anul ăsta vom trece direct pe sateliți, prețul ce mai să ne mai pune? Prețul va fi mai mic. Prețul va fi mai mic direct pe satelit. Dacă acum plătim, de exemplu, la Focusat 12 euro pe lună semnal la TV, vom avea 10 euro pe lună și internet și TV, direct pe satelit. De ce să mai cumpărăm sau să mai aducem și altă? Da, dar nu obligă nimeni. Concurența. Ce nici dorește. Nu, domnule, cumpărăm. Să aducem ceva care deja va fi depășit în 3-4 luni. Treaba lor asta. Da, asta e... Da, treaba lor. Ei fac investiții. Dacă li iese, li iese, nu li iese, nu li iese. Primării au luat bani. Vă trebuie să fii și astăzi.
Cine au fost, mă? Domnul Dragomir? Nu funcționează coaliția aici, la nivel local. Jumătate. Deci, la punctele suplimentare, punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în cazul posibil de administrație școlii. Școala Gimnazială în Bucureni, prin adresa numărul 618 din 18.04.2022, înregistrată la UAT Comuna Ungureni astăzi, numărul 2538, ne solicită desemnarea unui membru din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale. Rugămintea mea e să faceți o nominalizare, ca noi mai apoi să putem face... Dobreanu și Mihai. Cine este? Alt lucru. Sunt alt lucru. Cine este pentru? Ce vechiul fost dat afară? Un parte. Următorul, ultimul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general integrat. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general integrat și a cererii de finanțare pentru investiția, înființarea sistemului plătit de distribuție a gazelor naturale în comunele Ungureni, Faringea și Filipina, județul Bacău, componente ale ADI Ungureni, Bucoci, Bacău și județul Bacău, investiție derulată prin intermediul ADI Ungureni, Bucoci, Bacău, prin Programul Național de Investiții Angel Salini, aprobat în OUG numărul 95 din 2021. În conformitate cu articolul 3, articolul 4 și articolul 9 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg. Articolul 7 din legea numărul 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică republicană. Articolul 81-84 din legea numărul 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. OUG numărul 95 din 2021, privind aprobarea Programului Național de Investiții Antisalini. Ordinul numărul 1851 din 2021, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României, numărul 95 din 2021, pentru aprobarea Programului Național de Investiții Antisalini. Ordinul numărul 1333 din 2021, pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG numărul 95. Articolul 7 din hotărârea Guvernului numărul 907 din 2016 privind etapele și elaborarea și conținutul cadru a documentațiilor tehnice economice aferente obiectivelor sau proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare. Ordinul MDLPA numărul 1321 din 2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la articolul 4 alineatul 1 litera A și C din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 95. Articolul 84, articolul 87, articolul 110, 129 alineatul 2 litera B și alineatul 4 litera D din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Propune aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție, înființarea sistemului public de distribuție a gazelor naturale în comunele Ungureni, Faringea și Filipeni, județul Bacău, componente ale ADI Ungureni, Bucoci, Bacău, județul Bacău, investiție derulată prin intermediul ADI Ungureni, Bacău, prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Articolul 2. Aprobarea devizului general integrat pentru obiectivul de investiție, pentru obiectivul de investiție menționat anterior. Articolul 3. Reprezentantul legal investiției este domnul Bibere Vasile, președinte ADI, Ungureni, Bucoci, Bacău, județul Bacău, care este și primarul comunei Ungureni, județul Bacău. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează domnul primar al comunei Ungureni, Bibere Vasile. Vă mulțumesc! Scuze! Până la vot, cine este pentru? Vă întrebăt? Vă mulțumim!